Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus Punctul PI. Așa cum anunțam încă de la jurnalul de ieri seară, invitați în studioul Campus TV sunt cei care până mai ieri făceau parte din secția de box a Clubului Gloria. Se pare că sunt cei care vor face parte din secția de box și de mâine încolo, pentru că în urmă cu o jumătate de oră, chiar o oră, dacă nu mă înșel, aici în studioul Campus TV, domnul primar Constantin Toma a revenit asupra deciziei de desființare sau, mă rog, altfel s-a numit a secției de box și a anunțat aici că nu se va desființa sau, mă rog, se va reactiva secția de box. Un motiv extraordinar de bucurie dacă stăm să ne gândim la rezultatele pugiliștilor buzoieni. Mai în glumă, mai în serios, râzând când a ieșit din studioul Campus TV, domnul primar Constantin Toma mi-a spus că mi-a stricat emisiunea și am răspuns ceea ce vă spun și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, nu, chiar mi-ați făcut-o mai frumoasă. Le spun bună seara invitaților mei din această seară. Bună seara, domnule Constantin Voicilaș. Seara mâna, bine v-am găsit. Bună seara, Steluța Duță, venită special de la București pentru a participa la emisiunea din această seară. Bună seara, Steluța. Bună seara, bine v-am regăsit. Și nu în ultimul rând, Mariana Cristina Mărăcine. Dacă cei doi dinaintea ta, Mariana, nu mai au nevoie deja de nicio prezentare, deocamdată pentru tine mai e un pic nevoie de prezentare. Are, doamnelor și domnilor, 15 ani, este campioana țării la categoria grea și vicecampioană europeană la junioare. Bună seara, Mariana, și bine ai venit. Cu mare drag v-am invitat. E drept, când am lansat invitația la emisiune, domnule Voicilaș, supărată eram și eu, supărat erați și dumneavoastră, însă iată că lucrurile s-au schimbat. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că cei trei invitații ai mei încă nu cred cu certitudine că secția de box se va reactiva, însă nu am auzit discursul domnului primar de aici din studioul Campus TV. Domnule Voicilaș, încep discuția cu dumneavoastră. Cum primiți vestea? Da, ziceți bine că e o veste. Noi vrem să vedem o faptă, pentru că desființarea noastră sau dezactivarea, cum spun mulți, este făcută prin fapte. Iar supărarea prin hotărâre de Consiliul Local. Da, iar supărarea mea pe PSD nu era pentru că nu sunt într-un partid, că pot să mă înscriu și mâine. Eu am spus că am deocamdată partidul boxerilor, boxul și al boxerilor. Supărarea mea era că 10 consilieri de la PSD au ridicat mâna împotriva boxului. Și înțeleg târziu, când am mai vorbit și eu pe voci lăturalnice, că mulți nici nu prea au știut ce au votat. Și mare mi-e mirarea să nu cumva să fi fost puțin dirijați. Și atunci normal că te superi pe oricine. Când îți despare un creion, nu te superi numai pe colegul de bancă, te superi pe toată clasa. Și cam așa m-am supărat și eu, dar oricum, dacă domnul primar și-a declinat furia asupra boxului, am să-mi modific și eu cuvântul meu și am să-i mulțumesc domnului primar că dânsul ne-a filiat, dânsul ne-a menținut și să ne mențină în continuare, dar să îi pună la treabă pe cei care i-a pus să dirigească sportul, să-l informeze corect despre activitatea la toate secțiile, pentru că noi suntem un sport foarte economicos, eu pot să mă duc numai cu o sportivă la campionat și viu cu ea campioană. Păcând o echipă cu 20 de titulari, cu 20 de rezerve și încă 20 de juniori, poate să ducă la un meci, nu știu, de cupă sau de campionat, să piardă meciul și au pierdut 60. Au pierdut banii pentru 60. E cel mai economicos sport. Am înțeles, mi-a tăiat odată din buget în ianuarie sau în martie, când a venit bugetul. Mi-a tăiat odată în mai. Am înțeles, da, domnule. Și acum le-am spus, dar nu, fără să știu că mă desfințează, am spus, domnule, că e cazul, tăiați buget la toate secțiile, să rămână toți, că nu e util și plăcut pentru nimeni să-l lași pe drumuri așa, domnule, tu mai faci sportul, nu mai faci. Asta a fost chiar ceva contrar legilor omenirii umane, să tu faci box, tu faci sportul, nu mai faci. Și apoi, dacă îmi permiteți, eu aș face puțină apologie și a boxului. Pentru că mulți cred că boxul și boxierii sunt cei care se bat prin cârciumi,
dorm prin șanțuri, beau pe unde să găsesc și își dau cu sticlele în cap. Nu, boxul este sportul oamenilor puternici, oamenilor curajoși, oamenilor inteligenți, că trebuie să ai inteligență, ca în fracțiunea de secundă când te-a lovit adversarul, să blochezi și să te duci și îi dai înapoi una, două sau nouă ca să-l depășești, să ieși campion. Păi în ultimii 14 ani, în ultimii 16 ani, 14 ani am fost locul întâi pe țară. Am pierdut trenul acum 2 ani și am spus, domne, anul ăsta sau la anul, preiau conducerea boxului românesc cu aceste fete care le am aici. Le-a văzut conducerea clubului, le-a știut, da, atât, dacă nu place boxul, n-ai ce face, nu. Nu poți să-l obligi să-i placă boxul. Domnule Voicilaș, departe de mine gândul de a vă face demn de o statuie, însă bă, telespectatorii noștri trebuie să știe faptul și cu certitudine au aflat acest lucru de-a lungul timpului, că dumneavoastră ați reușit să obțineți titluri de campioane și cu bani din CEAR-uri și cu banii de la Gloria. Deci asta nu trebuie să o mai spunem. Pe dumneavoastră v-a lovit direct în munca dumneavoastră de peste 40 de ani această decizie. Însă aș vrea să le întreb pe fete, pentru că știu că erau în locuri diferite în momentul în care au aflat această decizie. Steluța, unde erai în momentul în care ai aflat și cum ai reacționat? Eram în Ucraina, la Odessa. Am văzut postarea pe internet. Am văzut pe internet că secția se va desfința. Vă dați seama că nu am crezut. M-am interesat, am mai dat telefoane și a fost adevărat. Pe urmă l-am sunat pe antrenorul meu, Constantin Voicilaș. Vă dați seama că nu mi-a picat destul de bine. M-am întristat pentru că eu trebuia să mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Eram acolo ca să mă concentrez să boxez cu Ucraina, să mă concentrez pe activitatea mea sportivă. Nu zic, bă, da, eu era o tristețe, deci nu, pur și simplu am rămas fără cuvinte. Ce te-a supărat cel mai tare? Momentul în care ai aflat motivarea pentru care s-a decis inactivarea acestei secții? Eu nu știu, eu am părerea mea, pentru că numai oameni care nu au făcut sport de performanță nu poate să înțeleagă acest lucru. De ce au desfințat tocmai secția de box, care noi am adus atâtea rezultate? Am făcut acest oraș cunoscut prin performanța noastră, prin munca noastră, prin rezultate. La noi au vorbit tot timpul faptele. Asta nu am înțeles și nu o să înțeleg niciodată acest lucru. Numai oamenii care nu au făcut sport nu poate să înțeleagă. Cum te-ai simțit în momentul în care reprezentanții primăriei chiar sau ai clubului au motivat faptul că nu aveți performanță și de aceea s-a luat această decizie? Am rămas șocată. Adică noi nu avem performanțe, noi le arătăm dovadă prin fapte. Noi anul ăsta și anul trecut, eu am luat locul 3 la campionatul european, locul 5 la campionatul mondial. Anul ăsta, asta mică, junioara, Mărăcine Mariana Cristina, a ieșit vice-campion european, singura româncă și buzoiancă. Și suntem și buzoieni. Asta probabil, nu știu, ce i-au deranjat, eu poate cred că le deranjează, îi deranjează de fapt rezultatele noastre. Altfel nu înțeleg. Pe tine te-ar fi afectat și mai mult această decizie. Tu ai renunțat pentru a rămâne la Buzău și pentru a antrena la Buzău și pentru a face parte din clubul de la Buzău. Ai renunțat la foarte multe oferte, chiar și oferte din străinătate. Exact. Ai fi rămas practic fără un loc de muncă și cumva te-ai fi întors la situația de acum 18 ani. Jenat, strigător la cer. Vă dați seama, toată munca mea, exact pe o viață de un om. Nu mai, nu știu ce să mai, nu mai știam încotro, nu mai gândeam, nu mai, eram pierdută total, psihic, eram terminată la pământ, psihic. Am spus că oamenii ăștia nu au suflet, altfel nu mă explic, nu, eram, oricum, eram un om terminat. Mariana, o să-mi îndrept acum atenția către tine. Ne-a povestit Steluța unde era și care a fost reacția în momentul în care a aflat. Înțeleg că, eu știu, hai să nu zicem, să zicem că a făcut, întâmplarea a făcut, ca voi să fiți la Monteoru în momentul în care ați aflat decizia, corect? Da. Cum ați aflat și la ce v-ați gândit? Mă gândesc că tu cu celelalte fete ați stat așa un pic de vorbă și v-ați întrebat ce facem. Da, eram în cantonament la Monteoru și ne-a spus maestru, ne-a rămas uimite. Și le-am rugat să nu intre în panică, că vom merge la campionat pe banii maestrului. N-ar fi fost prima dată când fetele s-ar fi dus la campionat pe banii maestrului. Spune-mi, ai mai simțit aceeași motivare să lupți, să urci în ring la fel de motivată? Nu.
De ce ți era cel mai teamă? Să nu se desfințeze secția de box. Să nu se desfințeze secția de box. Primul care a făcut anunțul după ședința de consiliu a fost colegul meu, Andrei Solomon. El a fost și printre primii care au realizat materialele de presă. Ulterior, colegii noștri din presa locală au scris și ei și au comentat în fel și chip această decizie. După site-urile buzoiene, presa centrală a preluat informația, pentru că nu vorbim doar de o mână de sportiv, nu vorbim de câteva medalii luate la o, nu știu ce, întrunire și nu știu ce, așa zis, campionat și așa mai departe. Vorbim despre Constantin Voicilaș, vorbim despre Steluța Duță și restul campioanelor care sunt alături. Nu, din păcate nu pot să le enumăr pe toate pentru că ar însemna să citesc foarte mult la această oră, însă buzoienii le știu, ele se știu și ne fac mândrie pentru... Și Dinu Bogdan. Și Bogdan Dinu, corect, sunt foarte mulți, sunt foarte mulți cei care, deci, pe care ar trebui să-i enumerăm. O tripletă de aur acolo. Putea să fie mândru oricine, numai să ne pună într-o ramă să ne vadă. Nu numai să ne vadă la muncă și să ne denigreze. Da, domnule Voicilaș, ați fost sunat din țară, ați fost sunat de foștii dumneavoastră elevi, de ce au spus cei de la federație în momentul în care ați discutat sau nu ați discutat la federație? Da. Mi-a venit o idee acum, dar tot o zic epigramată. Vă rog. Federația e varză de când a devenit privată. Are activ adus de barză și pus pe statul de plată. Prea puțin interesează federația. Exact. Mi-au plecat două fete de la lot când au auzit că ele nu mai merg la competiție, nu mai fac box, că n-au de ce să mai facă, că nu mai au club, nu mai au, cum sunt cei apatriți, fără patrie. Au plecat fete de la lot și imediat le-am înlocuit cu rezervele, s-au bucurat toți. Băi, am prins loc aici. Poate alții mai vin și cu intervenții, cu susținere. S-au dus. Federația, nu știu, federația putea să stai puțin, domnule, avem șeful federației, e destul de bine pus în PSD acolo, în Iași, în PSD-ul central. Hai să mergem să vedem, poate a făcut voi ce o prostie, a furat bani, putea să gândească și la asta, a bătut vreun sportiv, a glumit cu vreo fată. Haide să vedem, nu i-a interesat pe nimeni, cu toate că au văzut. La ei scapă care poate și care ajunge primul, ăsta e al nostru. Că e mai bun, că nu e mai bun, ăla e al lor. În momentul în care s-a înființat Clubul Gloria Buzău, domnul primar Constantin Toma a spus așa: vrem să promovăm sportivii buzoieni, vrem să aducem în echipe sportivi buzoieni, vrem ca Buzăul să ajungă să facă sport de performanță, iar buzoienii să ne reprezinte, de ce nu, chiar și în echipele naționale și așa mai departe. În toată cariera dumneavoastră, domnule Voicilaș, pentru că îmi spuneați și ieri la telefon lucrul acesta, ați avut și sportivi de prin țară, să nu mai vorbim de Europa și așa mai departe. În 46 de ani de antrenor, n-am lucrat cu sportivul altui antrenor, n-am permis, dar nu și-au permis sportivii mei să plece, care au plecat 2, 3, numărați pe degetele la o mână, nu s-au mai întors, că n-au mai văzut, atât timp cât nu ți-a plăcut de mine, ești liber să duci unde vrei, dar înapoi nu mai venesc, că la mine s-a întors un Dinu Bogdan, s-a întors o Duță Steluța, s-au întors cei de teapa lui Mărăcine, care am mai avut atâtea medaliate, 50 de medalii europene și mondiale. Am spus, poate răutăcios într-un comentariu, cine vrea să vadă o zonă neutră ca în aeroport, să vie în fața stadionului Crâng și acolo va vedea oameni de toate culorile, de toate, eu știu, vorbesc toate limbile și iertați-mă, sunt bun, nu vrem să fim acum noi, să facem ură de rasă sau de naționalitate, dar haide să lucrăm cu al nostru autohton, că avem aici la zona de curbură, avem elemente pentru sportul de înaltă performanță, ce spuneați dumneavoastră mai devreme, să dăm și la alții, dar să ne ducem să căutăm, să lucrăm. Dar mi se pare mie că nu ne mai place să lucrăm, stăm la pândă, ia să vedem, Mariana Mărăcine nu s-o certa cu antrenorul, să o iau eu, să-i stau eu în colț, că
cel mai ușor e să-i faci vânt cu șervetul la, la colțul ringului. Dar e mult mai greu să vii cu Mariana, să o așezi în gardă, să facă pași de box, să o înveți să stea la masă, nu că nu știe Mariana, dar sunt mulți care nu știu, să o înveți să stea în colectivitate, să o înveți să dea raportul, să o înveți să primească raportul. Da, să faci cu ea niște lecții la mănuși de zdruncină creierii în cap și seara stai cu mâinile jos și cu capul pe pernă să nu știi ce mai ai în el, dar ne dăruim să facem performanță, dacă ne numim antrenori. Păi ne mă întreabă toți, băi, voi ce lași, cum faci de-i scoți atât 5-6 campioni la o competiție? Nu vine nimeni să strângă mâna. Da, dar el știe ceva firesc, dacă te duci și spui, domnule, am scos din 79 sportive în februarie, am scos 7 medalii, 3 campioni. Pentru mine era o mândrie, că m-am confruntat cu țara și am zis, pentru alții nu, era fire, nască, nu le-a scris nici pe... N-aș vrea să umbrim... Nu le-a dat nici premierea până acum, ca să nu... A, așa bun. N-aș vrea să umbrim vestea din această seară și bucuria pe care o aduce, faptul că s-a decis reactivarea secției de box. Însă vreau să vă întreb ceva, pe tine, Mariana, pe dumneavoastră, domnule Voicilaș, v-aș întreba pe dumneavoastră în mod special, pentru că sunteți cel care luați decizii împreună cu fetele. Când a obținut Mariana Mărăcine titlul de vicecampioană europeană la junioare? Între 24 mai, 1 iunie a fost campionatul european la Galați și pe 1 iunie a avut finala. Deci e iulie-august, iunie-iulie, acum suntem în august. Bun, de ce în tot acest timp presa buzoiană nu a prezentat buzoienilor rezultatul remarcabil al Marianei? Eu am mai spus-o, eu am crescut cu presa, boxerii mei au crescut cu presa. Prin popularizarea rezultatelor lor, m-a făcut și pe mine cunoscut și am făcut și pe ei curioși sau ambițioși să mai vină cu alte rezultate, să mai vadă la emisiune, să vie cu medaliile și cu cupele puse aici, uite, boxerii și boxerițele. Avem teancuri de reportaje. Clubul și-a angajat, bănuiesc că e bine, nu mă bag eu pe organe, în organigramă, are purtător de cuvânt, care a spus că dânsul ne popularizează rezultatele, ne... Și eu am întrebat, domnule, pot să mai merg și eu să mai fac, să mai merg la competiții? Nu, domnule, că le popularizăm oficial prin purtătorul nostru de cuvânt. Avem conferință de presă. Am bănuit cum alte dăți era conferință, dar bănuiesc că ori s-a făcut fără noi, ori nu s-a făcut de atunci până acum, pe întâi. Nu s-a făcut conferință. Și nu știu dacă s-a vorbit pe întâi acum de Mariană, s-a vorbit de desfințare, nu de rezultatul lui Mariană. Și de aia domnul primar n-a fost intent, n-a fost informat. Eu cer scuze la dânsul, că și la dânsul am bătut apropo și am aruncat cu noroiul. Dar am și eu dreptatea mea. Eu sunt ciobanul lor. Eu sunt păzitorul lor. Ei trebuie, boxerii mei, nu se duc să ceară o lingură la masă, să duce antrenorul. Boxerul meu nu se duce să ceară o porție în plus. Boxerul meu nu se supără pe bucătar sau pe șeful de pensiune unde e el acolo, pe arbitru. Mă duc eu, mă cer, m-am certat cu ei, m-am alergat cu ei, m-au suspendat, mi-am meritat-o. Am învățat poate din aia, dar copiii mei au rămas la nivelul de sportiv și de educație supremă. Că unde nu e disciplină, nu sunt rezultate. Orice ar fi, chiar și în primăria domnului Toma, dacă nu e disciplină, nu sunt rezultate. Și să luptă dânsul, că dânsul prin disciplină a făcut ce a făcut până. Vorbeați mai devreme despre faptul că aici, la noi, ar fi și slavă Domnului, sunt copii care pot face performanță. Cum stați din acest punct de vedere, domnule Voicilaș? Toți să plâng că nu le vine tineret. Toți să plâng că nu mai sunt dotați. Toți să plâng că nu mai sunt talentați. Păi haide să-i dotăm, hai să-i talentăm, haide să avem răbdare cu ei. Haideți să-i facem să le placă, când vine la antrenament să fie ca cum să duc bătrânele la slujbă duminică, îmbrăcat frumos, cu gândul la Doamne, Doamne acolo, și când vine, când a intrat în sală, să uite de tot, că unul poate n-a mâncat seara, că n-a avut ce, altul s-a certat mama cu tata, n-a dormit toată noaptea, altul a întârziat pe telefon, că acum modern au fiecare telefoane și poate a găsit un film bun și trebuie să-i înțelegem. Da, dacă ești și azi obosit și mâine și poi mâine, înseamnă că nu ești pentru noi. Dacă ai venit numai astăzi obosit, te iertăm, nu te scoatem în fața clasei, merg și vorbesc cu tine și te rog, cu obrăjorul meu ăsta de 70 de ani, te rog să nu se mai întâmple.
Și apoi fata atunci, sau mai ales fetele, care sunt niște ființe gingașe, sensibile, lucrezi cel mai bine, cel mai bine. Dacă o mângâi mai mult pe Mariana, să supără Stella. Ce, ai fulmina pe mine și pe mine nu? Trebuie să, atât cât o mângâi pe ea, să o mângâi și pe cealaltă. Atât. Salutul meu e când vine, le pupă în frunte. Așa le pupă tatea pe fete, mai ales pe fetele muncitoare, vrednice, productive. Steluța, tu ai gustat din ceea ce înseamnă antrenoratul. Cum le vezi pe fete? Nu cred că mai faci comparație între copiii de acum și cum erai tu când ai intrat în ring prima dată cu fesul acela de care ne povesteai la începuturi. Cum le vezi pe fete? La fel de dornice cum erai tu? Da, chiar cel puțin avem campioana aici cu noi, ea este cel mai bun exemplu. Mai sunt și fete la sală care sunt dornice, le place ceea ce fac. Nu știu, fetele întotdeauna au fost mult mai conștiincioase, mult mai muncitoare decât băieții. Eu nu știu, nu că spun eu că sunt fată, dar rezultatele întotdeauna au demonstrat. Așa este. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră, pentru că neapărat în această seară trebuie să aflăm și ce mai fac de acum încolo pugiliștii buzoieni, având în vedere decizia de ultimă oră care s-a luat.